Municipalitatea Suceveană a predat în prezența reprezentanților Companiei Naționale de Investiții și Firmei de Construcții amplasamentul sălii polivalente. Reamintim că pe 16 noiembrie primarul Ion Lungu a semnat autorizația de construire a acestui obiectiv, care va avea 5.000 de locuri și va îndeplini mai multe funcții diferite. Edilul șef al Sucevei a precizat că, potrivit devizului general, valoarea estimată a investiției este de 30,13 milioane euro. În prezența reprezentantului CNI, a firmelor de construcții, a dirigintului șantier, se predă amplasamentul pentru sala polivalentă, s-a dat ordine de începerea lucrărilor pentru organizarea de șantier, deci astăzi predăm amplasamentul pentru sala polivalentă, după ce primăria a făcut niște eforturi considerabile în ultima perioadă. Am amenajat drumul de acces, am adus apă acolo în zonă și energie electrică, sigur, temporar, urmează proiecte definitive pentru construcția mare. Dar, deci, drumul de acces, apă și energie electrică pentru construcții, pentru realizarea de șantier.